ne aflăm la finalul jocului dintre cele două universități, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, joc finalizat cu scorul de 3-0 cu victoria Universității Craiova. Joc care a contat pentru etapa cu numărul 25 din cadrul campionatului național Liga 1. L-aveți alături de dumneavoastră pe antrenorul principal al Universității Craiova, domnul Emil Sândoi, căruia îi dau cuvântul. Bună ziua! Ce aș putea să spun după această partidă? Mă bucur pentru victorie, îi felicit pe băieți pentru modul în care au înțeles că acest joc, Universitatea Cluj, o echipă care venea după două rezultate pozitive, o calificare în finala Cupei României și o victorie acasă cu Rapid, era un joc important pentru noi, ca toate celelalte. Cred că astăzi am făcut o partidă bună, pentru că în afară de golurile pe care le-am marcat prin Bauab și Nuno Rocea, două, cred că am mai avut și încă 3-4 situații clare de a marca. Până la urmă ne-am atins obiectivul, obținerea celor 3 puncte în jocul de astăzi. Cred că după o prestație bună a echipei, e adevărat, poate un moment important al jocului a fost acela în care adversarul a rămas cu unul mai puțin, după un fault clar, după o imprudență, după... Mă rog. În rest, o evoluție bună. Eu știu, cred că toți jucătorii au făcut o partidă bună. Am avut siguranță și pe faza defensivă, că dacă stau bine să mă gândesc, o singură incursiune a lui Castillon a fost în primele reprize, când a intervenit foarte bine. În rest ne-am închis foarte bine, am închis toate culoarele, iar pe faza ofensivă am avut multe realizări. A fost greu să vă faceți suporterii fericiți, este prima victorie, frumoasă. Să știți că ne rodea și pe noi acest aspect. Dacă până acum în acest retur am reușit în deplasare, în afară de egalul de la Viitorul, să câștigăm cele 3 jocuri pe care le avusesem, am câștigat la Panduri, am câștigat la Petrolul, am câștigat la Galați, exact cum spuneți, în jocurile de casă nu reușisem decât rezultate de egalitate cu Steaua, cu Gazmetan, dar până la urmă mai puțin importanță are de unde aduci punctele. Dar v-am spus că și noi ne doream foarte mult să câștigăm în fața propriilor suporteri care au fost lângă noi de fiecare dată. Cred că am mai fi meritat să câștigăm și din celelalte jocuri pe care le-am avut acasă, pentru că eu cred că am fi meritat să câștigăm și cu Astra, am fi meritat să câștigăm și cu Gazmetan Mediaș, având în vedere numărul de ocazii pe care l-am avut și faptul că am dominat jocul în mare parte. A venit această victorie, avem și în acest retur 8 rezultate fără înfrângere, se adaugă la vechea zestre pe care o aveam din a doua parte a turului. Nu știu exact, cred că și în clasament am urcat pe locul 3, dar mai puțin ne interesează asta. Îmi pare rău că o clipă de neatenție a dus la acordarea unui cartonaș galben pentru Vătăgelu, o clipă de neatenție și de imprudență din partea lui. Ne va lipsi la jocul de la Târgu Mureș, care de asemenea este un joc foarte important pentru noi. Dar sperăm să compensăm și lipsa lui. Iar la fel, astăzi au intrat și 3 jucători care au jucat mai puțin în ultima perioadă, sau cel puțin n-au început titulari, Dumitraș, Hergelegiu și Ivan. Și acesta este un câștig pentru echipă, pentru că 2 dintre ei sunt jucători foarte tineri. Dumitraș este un jucător care a fost transferat în perioada de iarnă și la el mai durează până când se acomodează cu tot grupul. Deci după jocul de astăzi pot să spun că am avut parte numai de plusuri. În ultimele 3-4 etape, echipa a jucat din ce în ce mai bine. Mai există potențial de creștere?
Să știți că noi am venit după o perioadă de pregătire de iarnă foarte bună, dar foarte solicitantă. Iar la fel în întreruperea care a fost pentru jocul echipei naționale cu Feroe, iar la fel antrenamentele au fost destul de dure. Dar sperăm ca această pregătire să ne țină până la finalul campionatului. Și noi am dozat efortul de așa natură, încât să avem o formă sportivă, aș putea să spun. Exact cum spuneați, ultimele jocuri, cu excepția celui de la Galați, în care am avut și momente în care jocul a scârțâit, dar în rest, gândiți-vă, jocul de la Ploiești cu Petrolul, o partidă foarte bună, jocul de acasă cu Astra, un joc foarte bun și jocul de astăzi, un joc foarte bun din punctul meu de vedere. Sperăm să ne menținem la același nivel, în continuare. Târgu Mureș are o echipă cu jucători cu mare experiență. Vedeți, mulți jucători dintre ei sunt internaționali, sunt jucători la maturitate sportivă, marea majoritate dintre ei. Pentru că, uitați-vă, au și un Gabi Mureșan, un N2E, un Marius Constantin, Goga, Bomba, un jucător tânăr de mare perspectivă, Sepsi, iar la fel Voiculeț. Deci, jucătorii buni pentru campionatul nostru și este o echipă matură, nu întâmplător au avut rezultatele pe care le-au avut. Suntem conștienți că vom avea o partidă grea acolo, dar am mai disputat partide grele până acum. Bine, mai vedem cu Dinamo. Pregătiți o surpriză de plecat. În turul campionatului am reușit un rezultat de egalitate acolo, după o primă repriză foarte bună a noastră și după a doua repriză în care Dinamo a dominat în debutul ei. Ultimele rezultate n-au fost unele satisfăcătoare, cred, pentru conducerea clubului Dinamo. Toate că nu este problema noastră asta. Cu atât mai mult, probabil că vor veni aici cu o mare ambiție să obțină un rezultat bun. Dar, vă spun sincer, eu am încredere mare în jucătorii noștri. Mulțumim!